Ca să vedem cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o eu vreodată. Bine ați venit pe canalul nostru YouTube. Astăzi vrem să pregătim tiramis și Cum? pentru această rețetă avem nevoie de... Aici o să fac ciocolată caldă. Asta este tava unde o să pun piscoturile. O prăjitură care nu se gătește, nu trebuie coaptă, nu nimic. Da. Face repede. 4 ouă, uite, smântână din brânză topită cu smântână de asta. Am luat frișcă fulala, cacao, zahăr pudră, piscoturile. Să ne spui cantitățile din fiecare sau să le arătăm rețeta? Da, asta e toată? Rețeta. Da, ați reținut toată rețeta? Uite și, pe aici instrucțiunile din partea de jos. Asta e. Alright. Pune și voi pauză pe clip ca să vedeți astea. Da. Alright. Și acum să pregătim 500 de mililitri ciocolată caldă. O să măsor, că am aici un vetre, iau floricele. Dacă doar suntem oameni serioși, adică nu bem ciocolățică din asta, căcăuță, cum se numește asta? Scrie pe ea. Scrie Choco Drink pentru copii mici, probabil că... Da. Alright. Bun, eu caut aici așa ca să măsor apa. Să fac 500 de mililitri de ciocolată. Ba da, a vrut să pun apă de la chiuvetă într-o prăjitură care nu se coace, deci practic o mănânci crudă, așa? Nu, pun apă plată. Așa? Asta e din apa care fac eu capeluța. E așa că a rămas apă de la chiuvetă aici de când ai spălat-o. Ia uite așa. Picăturile alea cum le mâncam. Cum le... Da, le mâncam, da? Era prăjitură. 500, da? 500 de mililitri. E sigură că 500 trebuie? Da. Mă, stai un pic, că nu era așa. La fix 500? Ce precizie de puiulete! Da. Și mă gândeam să fac aici nibricul ăsta, ciocolata caldă. Pe nu o faci direct în apa aia? Nu. Din vas de acolo? Nu, nu. Aia o pun aici și o pun un pic la încălzit. Ia să punem de aici câteva linguri din astea. Uite ce norișor, drăgălași! Bun, mai departe. Uite, fac ciocolata caldă. Acum o voi pune pe plită, la încălzit. Uh-huh. Nu se face la rece? Nu. Puiuletele zice că trebuie frecată doar la cald. Așa. Aici? Așa scrie aici? Apa. S-a prins focul, care de fapt nu e foc, s-a încins sârma. Da, e foarte bun. Are gazul ăsta. Da, plită electrică. Gătește foarte bine. Alright. Nu știu, dar e și maestru care se pricepe să gătească. Adică eu, nu? Eu. De mine ziceam. De pe cuptorul nostru s-au șters informațiile de pe lângă butoane, așa că am scos la imprimantă altele din manual și le-am lipit pe perete. Da. Ce-ai făcut, dragă, aici? Ciocolata caldă și acum mă gândeam să separ gălbenușul de albuș. Mm-hmm. Ia să vedem cum facem. Am pregătit două farfurii. Hop. Că băieți, s-ar putea să-i doară un pic când se uită cum spargi tu ouăle astea. Că nouă ne trebuie gălbenușurile. Ciocolată. Da, cu aia voi muia piscoturile. Uite, unul este gata. Ce e aici? Hai și cu al doilea. Hop, ușurel. Ca să-i facem căpăcel, știi? Face căpăcel la ou. Păi da, ca să am unde să pun gălbenușul. După ce îl separ. Hop. Haide. Deci cu brânză Hochland, da, e foarte bună. E brânză topită, nu? Important de care? Hochland, da, ba da. Serios? Da. Ai încercat și cu altfel de brânză și n-a ieșit bine? Nu, n-am încercat, dar știu că asta e bună și asta trebuie. Brânză topită de care o fi, cred că. Așa. Nu cu mascarpone. Da, nu, brânză topită. Nu contează firma, dar măcar să fie brânză topită. Ce e la mascarpone? Nu știu, e un ingredient care este foarte folosit la tiramisu. Știe cineva ce e mascarpone? Scrie da, și un fel voi. De brânză.
Scrieți și voi în descriere, da. Nu, în comentarii la clip, că să ne explicați și nouă ce e mascarpone. Un fel de brânză, după câte știu eu. Uite, mă văd în ciocolată. Da? Cucu! Și eu mă văd. Tu ce te vezi, mă? Ai chef de pupat acum când filmăm? Da. Să punem o mică pauză? Bine, a ieșit în ce pupăcilă. Ouăle. Eu a ieșit ouăle. Mai e ceva și pe spate? Vreo înjurătură, vreo ceva? Nu, niște desene făcute de mine. Artistă născută. Așa, ultimul ou. Ai mirosit și tu ouăle astea? Sunt curate, că astăzi le-am luat timp. Nu contează când ai luat, important e când au fost făcute și unde au fost păstrate și cum au fost transportate. De la Kaufland. Ouăle trebuie mirosite, pentru că avem surprize. Pot să fie 10 bune și unul cu miros de, nici nu știu de ce să zic, de la împuțit rău și strică tot. Strică toată mâncarea sau prăjitura și burțile voastre. Așa că să-l mirosim un pic. Ok, l-am mirosit un pic. Nu, sunt ok, sunt ok? Glumește, nu. Uite ce frumoase da. Sunt. Și nu s-au spart, uite, vezi? Oh. Asta e mare lucru, că nu s-au spart. Vedeți? Le-am separat anume ca să nu se spargă. Vedeți ce băiat potent, am 4 ouă, vedeți? Uite-le. Așa, mai departe. Bun. Deci separat se omogenizează cu mixerul brânza topită cu zahărul și cu gălbenușurile. Deci avem o cană de zahăr, brânza topită și să măsurăm, avem aici o cană. Asta am luat-o de pe o hârtie care era scrisă de mână. Oribil! M-am chinuit să o înțeleg, am scris-o pe calculator. În Notepad sau în WordPad, că uite, este alt font aici, în caltă mărime. Și am scos-o de imprimantă să se vadă cum trebuie. Era scrisă cu creionul, pe o foaie îngălbenită. Da, arăta ciudat. Mai am niște zahăr început și am zis să folosesc din el. Am mai luat unul, zic să fie. Ia să vedem zahărelul. Mm. Zahăr pudră, da? Uite, de ăsta folosesc. E, de care o fi. Zahăr pudră să fie. Da. E din ăla cu, cum se numește, mă, vanilie sau e simplu? Cred că e simplu. Nu e ok, deci nu vanilat sau vanilinat, cum scriu unele firme ciudate. Toată lumea îi zice vanilat, dar unele firme scriu pe pachete vanilinat. Da? Da. Și mai sunt chestii de-astea ciudate de prin comerț. Niște denumiri din astea pe care nu le folosește nimeni. Trebuie să umplu cana asta cu zahăr pudră. Aici cu pixul, după cum vedeți, înseamnă poți la jumătate. De asta scrie, uite, poți normale cu tipările imprimantă. Dacă vreți la jumătate, e scris cu pixul. Și nu sunt sigur că sunt corecte valorile astea, că nu le-am verificat dacă au fost împărțite corect la 2. Așa că luați-vă după ce scrie imprimanta, na? Că alea-s verificate. Bun, mai departe. Ce munte de zahăr! Uite Everestul! Am văzut și o avalanșă din aurii. Bun, mai departe. Bun, deci separat se omogenizează cu mixerul brânza topită cu zahărul și galbenușurile. Deci brânza topită este aici, unde se face în cutia. Toate cubulețele le punem acolo. Da, numai că nu sunt cubulețe. Mai. Uite așa. Nu sunt nici triunghiuri, cum scrie pe ele. Triunghiuri, nu sunt triunghiuri. Hop. Hop. Primul cubuleț. Nu e cubuleț. Se simte singur acolo. Pune repede și altele, că a început să plângă. Vin imediat și frații lui. Uite. Opa, așa? A venit și al doilea. Da. Acum e fericit, nu știe ce l-așteaptă când o să pornească mașinăria asta. Vine imediat și al treilea. Cam treabă. Deci între timp am făcut cele două compoziții, acum urmează să le... Ce e aici? Frișca hulala este foarte bună. Deci doar frișcă bătută ești, da? Doar frișcă bătută. Aici ce este? Ouăle cu brânza. Ouăle cu brânza topită, și bătute. Și cu zahărul. Ouăle ce, și gălbenuș și albuș? Nu, gălbenușul, albușul l-am aruncat.
Bun, deci doar gălbenușurile cu brânza topită aici, da? Și o cană de zahăr. Și o cană de zahăr pudră. Da. Deci toate astea sunt bătute aici. Da. Aici doar frișcă simplă. Da. Și aici este ciocolată caldă. Care urmează să moi pișcoturile acum și să le așez în tavă și apoi să pun crema peste ele și asta e tot. O, și să faci o inimioară deasupra, nu-i așa? Da, nu pudresc cu... o inimioară deasupra? Pateți o inimioară deasupra? Pudresc cu cacao și asta e. Și pateți o inimioară deasupra? Păi, nu știu. Frișcă, poate. Da. Vedem. Ok, povestește-ne ce ai făcut aici. Între timp am mornat prăjitura, un rând de pișcoturi, un rând de cremă, un rând de pișcoturi, un rând de cremă. Vă terminați cu... Cum zice aici, se alternează straturile de cremă și da. Pișcoturi. Da, și vă terminați cu... Însiropate, deci le-ai însiropat da, pișcoturile. Da, le-am însiropate, uite ce au terminat tot suculețul. Ați supt bine, mă? Ați supt tot? Da, tot au supt, știi cum? Că nu iese altfel decât a fost un adevărat film XXX aici cât am lipsit eu, ha? Da, foarte însetate. Mari sugătoare pișcoturile astea. Da, da. Ok. Și acum fac așa cu cacao. Cu cacao. Și inimioara din ce o faci? Păi eventual o desenez așa cu... Hai să mai punem un pic de cacao de aici. Ce drăguț arată cacao. Ce munți aici de cacao cu frișcă. Da, stai un pic, uite. Dacă tot am luat strecurătoarea asta, ne-am cumpărat un de curând. Rețeta, nu rețeta, prăjitura asta puteți să o mâncați imediat ce e gata. A, nu, trebuie să stea un pic la frigider. Nu cum zic unii fraier că trebuie să stea mai întâi în frigider un timp. Da, bă, da, trebuie să stea, că se întărește crema. A, prostie, e foarte bună imediat. Eu n-am ținut cont de asta, am halit imediat ce a fost gata de fiecare dată și a fost delicioasă. Așa că nu trebuie să vă abțineți degeaba. Să stea în frigider, nu știu că... O, uite, ție inimioară. O, ce inimioară? Arată bine? Uite, și mai facem unele și aici. Oh. Am făcut inimioare. Asta ar merge pentru o poză de clip? Da. Se vede bine? Mhm. Da. Multe inimioare. Trebuie să mai fac una și aici? A stricat plăjitula. Nu știu. Nu contează că are același gust delicios. Cât a ieșit? Deci asta a fost tot. Vă mulțumim și... acum ai bârâi tu la cap cu dalea? Cu ce simbolism? Vă rugăm să vă abonați, să vă uitați și la alte clipuri. Să vă uitați și la alte clipuri, urmează și alte surprize și... Da, rămâneți alături de canalul nostru YouTube, că mai urmează și alte surprize pentru voi. Pa, pa! Poftă bună! Da, mie adică. Noi mâncăm. Voi doar v-ați uitat. Dar poate să încerci și rețeta. Da, voi faceți acasă și mâncați voi și râdeți de noi, că atunci nu o să putem mânca noi. Da. Bye, bye! Bye, bye!